Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Gemenii vor trebui să lucreze la comportamentul lor. Va trebui să cedezi mult, să eviți necazurile și să netezești colțurile ascuțite. Pregătește-te pentru a face multe, pentru că în martie vei deveni obiecte de adorație. Există riscul unei căderi într-un triunghi amoros. La sfârșitul lunii te poți aștepta la bani ușori care îți vor întoarce capul. Ai grijă la asta. Dragoste. În prima jumătate a lunii martie, vei fi cufundată în dragoste. Curtarea ta va fi atât de frumoasă și galantată, te vei decide rapid să depășești limitele a ceea ce este permis. Trebuie să ai grijă la dominație din partea ta, altfel îți vei zdrobi partenerul foarte repede. În ceea ce privește relațiile pe termen lung, sunt posibile surprize. Este posibil ca altcineva să se amestece în uniunea pe care o plănuiești. Gemenii căsătoriți se vor scălda și ei în atenție. Singurul lucru care le poate sparge idila este gelozia. Nu da un motiv și nu pune presiune pe partenerul tău. Nu provoca scandaluri, alege o altă tactică și atunci amândoi vă veți simți mai bine. La sfârșitul lunii martie, vă așteaptă excursii interesante cu prietenii. Ai grijă ca vacanța să nu se termine într-o ceartă. Sănătatea. În primele 2 săptămâni ale lunii martie, gemenii vor fi într-o formă fizică excelentă, iar apoi va trebui să te cumpătezi. Vor apărea boli cronice minore. Ficatul va fi deosebit de vulnerabil. Nu neglija tratamentul dacă este necesar și asigură-te că faci un test de sânge biochimic. Poți atinge echilibrul mental dacă stăpânești sporturile calme. Drumeții, yoga și înotul sunt ceea ce ai nevoie acum. Dacă toate acestea le conectezi cu o dietă sănătoasă, atunci până în vară nu vei fi de recunoscut. Elimină alcoolul și fumatul, care strică nu numai frumusețea exterioară, ci și vasele de sânge. La mijlocul lunii, vor exista riscuri de a câștiga o infecție virală. Amintește-ți permanent despre igienă și echipamentul de protecție, în special în locurile publice. Banii. Nu există schimbări semnificative în carieră, doar că în bani poți crește. Tot ceea ce ai planificat va merge perfect. Încearcă să faci parte din echipă și să nu mergi cu capul înainte. Nici nu merită să te lauzi cu ceva. Există riscul să apară nedoritori. Fii atentă și nu ai încredere în noi veniți. De asemenea, conducerii nu-i vor plăcea atacurile tale, așa că acum este mai bine să stai liniștită și să faci ceea ce știi mai bine. Munca bună va aduce bani frumoși. Acest lucru este valabil mai ales pentru proiectele creative. Făcând echipă cu cineva, vei obține un mare succes. Nu uita că mai întâi lucrezi pentru nume și abia apoi funcționează pentru tine. Ai răbdare și nu te aștepta la succes răsunător imediat. În afacerile financiare ale gemenilor, acesta nu este cel mai rău moment. Vei putea să-ți îmbunătățești situația financiară și să-ți ai rămas bun de la unele datorii. Trebuie să reții că jocurile de noroc sunt contraindicate pentru tine. Nu risca pentru bani promiși. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!